Ludovica și Edward Maya au cucerit lumea cu hiturile lor, știți și voi, însă ne-am gândit să stăm de vorbă cu artista despre ce înseamnă întâlnirile cu alți artiști, detalia lor sau chiar mai mari și ce părere au aceștia despre piesele românești. Ne-am întâlnit cu Akon, a venit special să ne vadă în concertul din Las Vegas. Da, Las Vegas era un om foarte simplu, un om fără fițe. Omul vrea, pur și simplu era interesant să vadă cine sunt acești copii care au cucerit toată lumea. Care au cucerit lumea, da. Bineînțeles, am vorbit și de poate o posibilă colaborare, însă urmează muncă. Nimeni nu vrea să colaboreze dacă tu n-ai o bază. Ca să colaborezi cu cineva sau chiar dacă să nu colaborezi, trebuie să ai, baza este o piesă bună. Și dacă ai o piesă bună, poți să colaborezi cu un artist internațional sau poți să nu colaborezi cu un artist internațional, piesa se duce, piesa se promovează pentru că oamenii o ascultă. Da, am avut în Ecuador, noi am avut un turneu în America și America Latină și Centrală. În Ecuador am avut două concerte cu Enrique Iglesias, la fel, un băiat extraordinar, un băiat simplu, un băiat care a venit, ne-a salutat, te-a dat mâna, bravo, ce mai faceți, mergeți la after hour. Deci n-am văzut niciun pic de fițe, niciun pic de aroganță. Da, și cu cine ne-am mai întâlnit? Cu Roger Sanchez, cu Deadmau5, un DJ cunoscut.